Făcând ceva, Ecleziastul 7:8-12. Este oare a durerii ceață cea care înalță bucurii trecute? Minciuna stării prezente, cea care scoate trecutul în față? Sau trecutul mereu va câștiga o cinste prin a sa depărtare, a stelei perfecte mișcare, noi n-am văzut-o, cuprinși fiind în ea? Tennyson. Există în noi toți tendința de a ne plânge de câte ceva, de a spune că trecutul a fost mult mai bun decât prezentul sau că viitorul va fi mai bun. Perioada cea mai grea în care am trăit vreodată este prezentul, uitând că noi n-am trăit niciodată într-un alt timp. Faptul că un lucru este destul de bun pentru noi, pentru o epocă sau pentru o națiune, nu este suficient pentru a face din el adevărul absolut. Poate fi o afirmație care să reziste pentru un timp, dar dacă noi nu am ajuns până la baza lucrurilor, experiența noastră nu are nicio valoare ca revelația temeliei vieții. Numai gânditorul extraordinar, omul cu perspectivă extremă și nu individul de rând, este cel care ajunge la adevărul ce stă la baza lucrurilor. Atunci când avem de a face cu mari gânditori, cum sunt Solomon sau Shakespeare, ajungem la adevărul despre lucruri. Adevărul nu-l dobândim prin experiență. Cei mai mulți dintre noi nu gândesc. Trăim o viață sănătoasă și de rând, fără să ne facem chiar deloc grijuri din cauza gânditului. Dar când apare o denivelare de la bază care arată că temelia lucrurilor nu este rațională, ne dăm seama de valoarea atitudinii biblice, după care temelia lucrurilor este tragică și nu rațională. În starea prezentă a lucrurilor, așa cum sunt ele, trebuie să trăim pe baza relației noastre cu Dumnezeu. Sfârșitul este cel care explică și cel care rabdă îl întrece pe cel mândru. Ecleziast 7:8. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Scopul explică, nu scopul scuză mijloacele, aceasta nu este niciodată corect. Dacă trăiești ca un animal, finalul va arăta că ai făcut o mulțime de lucruri mizerabile. Dacă duci o viață morală, sfârșitul te va dovedi ca atare. Sfârșit are sensul de rezultat. Vezi Ieremia 29:11. Când moartea va pune capăt ordinii actuale, ceea ce va rezulta va dezvălui felul în care ai trăit. Numai dacă trăiești într-o relație personală cu Dumnezeu, finalul va arăta că deții adevăratul secret al vieții. În cartea Apocalipsa, care este Apocalipsa Noului Testament, după cum Cântarea Cântărilor este Apocalipsa Vechiului Testament, Iisus Hristos se referă la sine ca la cel dintâi și cel de pe urmă. Alegerile omenești se desfășoară în acest interval. Începutul și sfârșitul rămân ale lui Dumnezeu. Nașterea și moartea sunt decretate de Dumnezeu, iar între aceste două limite omul își făurește propriul său necaz sau propria sa bucurie. Solomon sfătuiește să nu ne mirăm când vedem în jurul nostru asupritori și tirani. Finalul va explica totul. Nu este suficient să spui că din moment ce convingerile mele religioase sunt eficiente pentru mine, ele sunt satisfăcătoare. Dacă toată lumea ar fi bine educată și s-ar bucura de o ereditate bună, atunci orice formă intelectuală de credință ar fi eficientă. Testul pentru religia cuiva nu este ceea ce poate să facă ea pentru el, ci ceea ce este ea în stare să facă pentru cel mai rău om pe care îl cunoaște el. Frământarea exasperării și înțelepciunea întrece dominarea. Ecleziast 7:9. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Pretutindeni în Biblie, accentul se pune în mod constant pe răbdare. Răbdarea omului este verificată prin trei lucruri: Dumnezeu, el însuși și ceilalți oameni. O ilustrare adecvată a acestui lucru este cea a arcului cu săgeți în mâna arcașului. Dumnezeu nu țintește spre ceea ce suntem și nici nu ne cere permisiunea. El ne are în mâinile sale pentru scopurile sale și el întinde coarda până la limita maximă, iar când îi dă drumul, săgeata zboară direct spre obiectivul său.
Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Nu deveni nerăbdător cu tine însuți. Biblia este o relaționare de fapte al căror adevăr trebuie verificat. Viața poate continua bine pentru o vreme când deodată intervine o grea pierdere sau o criză. O dragoste neîmpărtășită sau o dragoste nouă, un dezastru, o prăbușire în afaceri sau un păcat zguduitor. Atunci ne întoarcem din nou la Biblia noastră, iar cuvântul lui Dumnezeu ne atinge direct. Vom zice, de ce nu am văzut niciodată înainte acest lucru? Atâta timp cât duci o viață logică, fără să-ți dai seama de abisurile profunde ale personalității tale, Biblia nu-ți spune prea multe, dar ea pătrunde mai adânc, acolo unde logica și matematica n-au niciun cuvânt de spus, și vei vedea că Biblia și Iisus Hristos au mereu ceva de spus. Adevărul nu este niciodată în primul rând o chestiune intelectuală, ci una care ține de ascultarea morală. Marele secret al progresului intelectual este curiozitatea, dar în probleme de morală, ea este o nelegiuire. Sofistica morală spune, du-te și constată singur. Dacă o fac, sunt un nebun. Nu mă interesează forța morală a cuiva. Îl provoc să pornească pe linia curiozității morale, fără a distruge instantaneu cele mai frumoase sensibilități ale vieții sale. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua când vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza 2:17. Noi nu trebuie să cunoaștem răul luând din fructele pomului. Dacă vom mânca din pom, vom muri. Dacă ești împins în mizeria morală, vei fi păstrat, dar dacă intri în ea din curiozitate, nu vei fi păstrat. Nimeni nu intră în ea fără a nu se murdări. Se poate să fii curat din punct de vedere fizic, dar ai pierdut ceva. Elementul de bază al vieții morale este ascultarea și supunerea. Dacă vrei adevăr spiritual, supune-te celui mai înalt standard moral pe care îl cunoști. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Ioan 7:17. Din punct de vedere intelectual, curiozitatea este esențială, dar din punct de vedere moral, este nevoie de ascultare. Un dram de castitate face cât 50 de ani de discernământ moral-intelectual. La adevărul moral nu se ajunge niciodată prin intelect, ci numai prin conștiință. Atunci când un intelect pătrunzător și ascultarea morală merg împreună, dăm de acea gândire care începe să descopere pas cu pas unde se află bunătatea și adevărul. Mânia locuiește în sânul nebunilor. Solomon ne avertizează că omul care se tulbură până la exasperare este un nebun, deoarece simularea indignării produce ea însă și indignare. De exemplu, dacă de dimineață începi să-ți arăți nemulțumirea, în mai puțin de o jumătate de oră vei fi copleșit de o proastă dispoziție afectivă. Omul care își poate stăpâni spiritul și care se poate controla pe sine este înțelept și valorează mai mult decât cel care poate cuceri un oraș întreg. Înțelepciunea întrece dominarea. Încăpățânarea și puterea de voință sunt adesea confundate, dar ele sunt cu totul distincte. Un om încăpățânat nu este inteligent. Un om cu voință este unul care s-a hotărât asupra unui lucru, dar este gata să asculte argumentele tale și să le ia în considerare, demonstrând spre satisfacția ta că decizia lui este corectă. Un om încăpățânat este întotdeauna un om meschin. S-ar putea să ne hotărâm cu ușurință, dar pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, este nevoie de ceva timp. Există o mulțime de aspecte în legătură cu orice problemă. Dacă ți iei hotărârile pe linia puterii, nu a încăpățânării, când ești luat la întrebări, nu tratezi pe nimeni de sus. Dominarea este aspectul intelectual al încăpățânării și este semnul slăbiciunii morale. Este absurd să confunzi expresia fizică a încăpățânării, cum este maxilarul încleștat, cu puterea de voință. Tenacitatea voinței poate fi asociată cu maxilarul tot așa cum un titirez poate fi asociat unui copil. Voința nu este ceva ce am. Voința este întreaga persoană activă.
Solomon arată că persoana care se agită până la exasperare este un om slab, un nebun, și dacă începe să domine, dovedește că nu are înțelepciune. Există lucruri care pot fi soluționate pe loc și altele care nu pot fi rezolvate. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău. Aproape întotdeauna mânia acoperă un lucru greșit. Să presupunem că ai greșit într-o anumită problemă și nimeni nu știe în afară de tine, apoi ești acuzat din greșeală de altceva și ești atât de mulțumit că adevărul n-a fost descoperit, încât îți aperi nevinovăția ca și când ai fi cu totul fără pată. Este un semn că pe undeva există slăbiciune și nebunie. Nu-i trata niciodată pe alții de sus și nu te agita peste măsură dacă nu vrei să fii un nebun. Cultul amintirilor și prezentul este mai bun decât trecutul. Eclesiast 7:10. Nu zice cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. La începutul războiului, ceea ce se numea religie creștină era în principal un cult al amintirilor. Luați orice denominațiune doriți, cât și grupurile religioase care nu se consideră denominațiuni, a fost principalul lor obiectiv, constituirea unei asemănări de familie cu Iisus Hristos? Nu. Scopul lor principal a fost acela de a-și impune crezul pe care îl susțineau, astfel că atunci când am fost loviți de criză, evenimentul religios al țării a fost lipsit de putere pentru a face față situației. Oamenii spirituali individuali n-au fost lipsiți de putere. În fiecare denominațiune au existat cei care sunt adevărata sare a pământului, dar latura exterioară a religiei n-a fost în stare să se lupte cu situația creată. Pasiunea amintirilor domnea pretutindeni, inclusiv vechile modalități de a face lucrurile. O trezire nu adaugă nimic, ea pur și simplu aduce înapoi ceea ce a fost pierdut și este astfel o mărturie a falimentului. Efectele unei treziri pot fi deplorabile. O, de s-ar întoarce zilele de candoare și soare ale trecutului, zile de necaz și haos. În prezent lucrurile sunt rele și dificile, dar nu sunt nici a zecea parte atât de dificile pe cât obișnuiau să fie. N-are niciun rost să ne rugăm pentru vremurile trecute. Rămâi cu fermitate acolo unde ești și fă prezentul mai bun decât a fost vreun trecut vreodată. Bazează totul pe relația ta cu Dumnezeu și mergi înainte. Imediat vei constata că ceea ce ia naștere este infinit mai bun decât a fost vreodată trecutul. Prezentul întrece trecutul pentru că avem valorile trecutului care pot fi duse mai departe. Solomon nu vorbește despre evoluție, ci pur și simplu despre fapte. Înțelepciunea lumii și lumea înțelepciunii. Eclesiastul 7:11-12. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei care văd soarele, căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei care o au. Solomon spune că un compromis te înșeală. Dacă un om este cinstit pentru că se merită să fie, el încetează să mai fie cinstit. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Noi zicem că putem pentru că nu îl vedem pe Dumnezeu. Numai să te văd și îți trag cu ochiul, tu mă păcălești pe mine, eu te păcălesc pe tine. Civilizația este întemeiată pe crimă. Este vorba despre înțelepciune alături de o moștenire. Păstrează-le împreună pe cele două. Atâta vreme cât vei încerca să jonglezi, învățătura lui Hristos ți se va părea un nonsens, dar orice om care îndrăsnește să-L ia pe Dumnezeu pe cuvânt, va vedea că El are întotdeauna dreptate. Lumea înțelepciunii constă în a te bizui întru totul pe Dumnezeu fără a ține seamă de consecințe. Li se spune oamenilor să se decidă pentru Hristos. Nimeni nu poate face așa ceva. Ceea ce trebuie să facă cineva este să se încredințeze în mod deliberat lui Iisus Hristos. Ne speriem de mărimea impertinenței noastre mișelește atunci când îi spunem lui Dumnezeu: nu, nu mă pot încrede în cuvântul tău, nu pot trăi viața pe care o cer tu. Suntem noi pregătiți să riscăm totul pe onoarea lui Iisus Hristos? Imediat ce un om dă de necaz și își dă seama că oricum se scufundă,
aleargă la Hristos și în loc să se scufunde mai departe, este ridicat și primește mântuire. Riscă totul pe onoarea lui Iisus Hristos și vei vedea că te-ai așezat pe stâncă. Ori de câte ori viața noastră spirituală este nesatisfăcătoare, aceasta se datorează faptului că i-am spus lui Dumnezeu, nu vreau, nu te poți aștepta să mă încred în tine. Apoi, trebuie să acceptăm consecințele. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Dacă Iisus Hristos nu face lucrări mari pentru mine, este fie din cauză că nu cred că le poate face, fie din cauză că nu vreau să le facă. Pot spune, o, da, cred că Iisus Hristos îmi va da Duhul Sfânt, dar nu sunt pregătit ca El să o facă, nu vreau ca El să o facă. Vei conta pe ceea ce spune Iisus? Dacă da, atunci vei vedea că Dumnezeu este la fel de bun ca și cuvântul Său. Caută să ajungi la locul în care lucrurile devin inevitabile, dă foc punților în urma ta, fă retragerea imposibilă, apoi înaintează, mergi mai departe. Sfatul lui Solomon este înțelept. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Faptul că ne bizuim pe propria noastră înțelepciune ne face să nu dăm foc punților din urma noastră. La atac. Eclesiastul 7:13-22. Când vine momentul acțiunii, acesta trebuie să ia forma atacului, să treacă peste orice te-a limitat înainte, prejudecăți, credințe, tot. Inevitabilul și realizabilul. Eclesiast 7:13. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? Toți profeții evrei și toți apostolii Noului Testament fac o distincție între inevitabil și realizabil. Există lucruri inevitabile pentru care omul nu este responsabil. De exemplu, eu nu pot să spun când mă voi naște sau când voi muri. Nașterea și moartea sunt inevitabile. Între acestea două, eu trebuie să realizez ceva pe baza realităților care nu se pot schimba. Dacă nu se face această distinție între inevitabil și realizabil, se va ajunge la o confuzie în prezentarea religiei evanghelice. Când un om pornește la atac, el vede lucrurile așa cum nu le-a văzut niciodată înainte, întâmpină lucruri pe care nu le poate diagnostica sau înțelege și începe să se împotmolească și să se întrebe ce ar trebui să facă. Ceea ce trebuie el să facă este să pornească de la ceea ce este inevitabil și să descopere ceea ce este realizabil. Niciun om nu-și poate mântui singur sufletul, nici nu-și poate procura o nouă ereditate. Acestea sunt lucrarea Harului Suveran al lui Dumnezeu. Omul nu are nimic de a face cu răscumpărarea, aceasta este bucățica lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-i poate da omului un caracter bun? Aceasta nu este treaba lui Dumnezeu și nici nu este un lucru inevitabil. El ne va da ceea ce nu ne putem da singuri, o ereditate cu totul nouă. Vezi Luca 12:13. El va pune natura Fiului Său, Duhul Sfânt, în fiecare om care o cere, iar apoi pe această temelie, omul trebuie să realizeze un caracter sfânt. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În discuțiile noastre cu privire la cartea lui Iov, am vorbit despre refracția lui Dumnezeu în univers. Ori de câte ori Dumnezeu se prezintă pe sine în cadrul actualei ordine a lucrurilor, ne apare refractat, adică distorsionat din perspectiva rațiunii noastre. Noi nu-L putem înțelege. El îngăduie în ordinea cosmică lucruri refractate. Ele nu se desfășoară simplu în linie dreaptă, așa cum rațiunea mea îmi spune că ar trebui să se desfășoare. Dacă încerci să construiești o concepție despre Dumnezeu din felul în care Iisus Hristos îl prezintă și apoi privești viața așa cum este ea, îți dai seama ce înseamnă refracția cosmică
a lui Dumnezeu. Dumnezeul revelat în Iisus Hristos este contrazis în mod categoric în lumea naturală. Vezi Romani 8:20-22. Vezi cartea Încercat pentru a lupta mai bine, cartea lui Iov, de Oswald Chambers. Care om găsește că este ușor să explice realitățile prezente așa cum le vede el astăzi, raportându-le la credința sa în Dumnezeu? Iov este prototipul celui care suferă din acest punct de vedere. Teoretic, Dumnezeu pare să fie drept și bun, dar în viața reală lucrurile par să contrazică în mod categoric dreptatea și bunătatea lui. Face parte din simțul realității să fii mai degrabă ateu decât să crezi în refracția lui Dumnezeu în univers. Solomon spune că dacă noi încercăm și reușim să ducem la bun sfârșit lucrurile pe linia intelectului, pe baza unei teorii a bunătății și a dreptății, vom da întotdeauna peste refracție. Există ceva greșit la temelia lucrurilor, ceva ce nu poate fi îndreptat până ce nu are loc un alt lucru inevitabil, manifestarea copiilor lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să facem este să ne punem credința în Dumnezeu și să ajungem la moralitate în mijlocul lucrurilor, așa strâmbe cum par ele. Fii atent la lucrurile inevitabile și nu încerca să dezlegi ghicitoarea universului. Instructivul și ansamblul, Eclesiastul 7:14. În ziua fericirii fii fericit și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Testul onestității elementare este modul în care se comportă un om la necaz și la bucurie. Omul natural își exprimă bucuria și necazul fără reținere. În prezent, în școlile noastre, băieților li se predă stoicismul. Acesta produce un tip de tânăr admirabil în exterior, dar mai puțin extraordinar în interior. Când ne aflăm într-o relație corectă cu Dumnezeu, trebuie să lăsăm lucrurile să fie așa cum sunt și să nu pretindem că ele nu sunt așa cum sunt. Este dificil să nu simulezi necazul sau bucuria, ci să rămâi natural și cu fermitate loial lui Dumnezeu pe parcursul vieții. Nu te ocupa numai de partea tristă a vieții sau numai de cea veselă, abordează-le împreună. Când acceptăm scopul lui Dumnezeu pentru noi în Iisus Hristos, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care sunt chemați după planul său. Stoicismul are efectul de a-l face pe om isteric și sentimental. El dă naștere unei obtuzități spirituale. Când ești vesel, fii vesel. Când ești trist, fii trist. Dacă Dumnezeu ți-a dat o cupă dulce, nu o fă amară. Și dacă ți-a dat una amară, nu încerca să o îndulcești. Ia lucrurile așa cum vin ele. Una dintre cele mai grele lecții de învățat este aceea de a nu juca rolul unei providențe de ocazie. Nu voi îngădui ca persoana respectivă să sufere. Suferința și rezultatul ei inevitabil este singurul mod prin care unii dintre noi pot să învețe. Și dacă suntem protejați, Dumnezeu îl va apuca în cele din urmă de ceafă pe cel care încearcă să ne scutească de suferință și îl va da la o parte. Mâinile care poartă de grijă copilului pot de asemenea să-i provoace și durere. Puterea dragostei este cea care le face să lovească. Ireparabilul și anticlimaxul, Eclesiastul 7:15. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Dacă un om are îndoieli, acesta nu este un semn că e un om rău. David s-a confruntat cu dificultăți în vremea sa. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Psalmul 73:13-14. Rezumând viața lui Iisus Hristos după oricare alt criteriu decât cel al lui Dumnezeu, ea ne apare ca o nereușită totală. Se cere de la ispravnici ca fiecare să fie găsit credincios, nu plin de succes. Anticlimaxul intervine atunci când ne așteptăm la o răsplată.
dacă sunt bun, voi fi binecuvântat. Logica matematicii nu are nicio valoare în domeniul spiritual. Dacă un om a avut un început bun, o integritate extraordinară și toate avantajele unei bune educații, avem tendința să spunem că va reuși cu siguranță. Nu a existat niciodată un început mai însorit decât cel al lui Samson și totuși a sfârșit în urma unei prăbușiri violente. Există în viață lucruri irreparabile și anticlimaxuri, iar explicația nu trebuie căutată pe linia rațională, ci pe linia relației personale cu Dumnezeu. Rămâi credincios lui Dumnezeu și nu uita că anumite lucruri sunt ireparabile. Nu există niciun drum către ziua de ieri, singur Dumnezeu pe baza răscumpărării se poate întoarce la ziua de ieri. Logica și rațiunea au de-a face cu lucrurile aflate în spațiu și timp, dar nu pot trece dincolo de spațiu și timp. Cu toții suntem agnostici în privința lui Dumnezeu, a Duhului Său și a rugăciunii. Este un nonsens să numești rugăciunea rațională, ea este cel mai supra-rațional lucru care există. Războiul a dus la anticlimaxuri în sute de vieți. Oamenii sunt mutilați și incapabili să-și ducă la îndeplinire ambițiile. Rare ori auzi ca un om care a trecut printr-o agonie reală a suferinței să spună că nu crede în Dumnezeu. Acela însă care îi urmărește pe alții cum trec prin suferință este cel care afirmă că nu mai crede în Dumnezeu. Există în suferință o compensare ce nu se poate obține niciun alt fel. Ea nu se vede din afară pentru că nu poate fi exprimată în cuvinte. Introspectivul și anormalul, Ecleziast 7:16. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Solomon spune aici că un om n-ar trebui să fie niciun religios fanatic și niciun nebun stupid. Nu fi fanatic, zice el, amintește-ți că ai o viață concretă de trăit. Un fanatic vede ordinea lui Dumnezeu, dar rămâne cu totul ignorant în ce privește voia sa permisivă. Fanaticul spiritual ignoră viața concretă și spune: Iisus Hristos a spus că în ceruri nu există căsătorie, deci nu trebuie să existe nici pe pământ. Aceasta înseamnă să faci pe supra înțeleptul. Dacă te examinezi prea mult, devii nepotrivit pentru viață. Există momente în viață când introspecția este necesară, dar dacă este împinsă prea departe, omul devine anormal de hipersensibil, fie cu îngânfare, fie cu servilitate. Introspecția este rezultatul iubirii sau al oricărui alt lucru elementar. Când un om se îndrăgostește, simte că nu mai este vrednic să se târască pe pământ alături de divinitatea, în ghilimele, sa. Același lucru și în plan spiritual. Odată ce un om l-a văzut pe Dumnezeu, este înclinat să uite că trebuie să trăiască pe această planetă. Sfatul lui Solomon este să trăim o viață pământească pe baza lucrurilor așa cum sunt ele, fără să ne compromitem sau să facem pe supra înțelepții. Este mai ușor să ne debarasăm de lucrurile concrete și să alimentăm o viață noastră pe plan intelectual. Un intelectual îi apreciază pe ceilalți după creierele lor, cum a făcut Carlyle, care are tendința să devină disprețuitor. Omul este mai mult decât creierul său. Cel care trăiește o viață mistică sau una intelectuală are adesea o atitudine de ușor dispreț față de ceilalți. Nimeni nu are dreptul să aibă o astfel de atitudine față de o altă făptură umană, urmărind-o asemenea unui spectator ce are diverse scopuri proprii, ca pe un subiect de articol sau ca pe un exemplar religios. Dacă procedează astfel, el încetează să mai fie o ființă umană prin faptul că pretinde să fie ceva mai mult. Nedreptatea și anarhicul, Ecleziastul 7:17. Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Nu trece în extrema cealaltă spunând, voi trăi cum voi alege eu singur. Poziția corectă este între cele două, nici supra-înțelept, nici prea rău. În încarnare vedem amalgamul corect, divinitatea pură,
și umanitatea pură, amestecate, discuția despre divinitatea pură este o îngânfare intelectuală, sună captivant pentru cultura estetică, dar nu are nicio valoare în viața practică a omului. O ființă atotputernică, incomprehensibilă și incognoscibilă nu înseamnă nimic pentru mine. Numai când Dumnezeu devine încarnat, vedem amalgamul corect, țărâna și divinitatea unite, carnea omenească dăruită cu divinitate. Aceasta este semnificația încarnării, iar Iisus Hristos pretinde că poate face același lucru cu fiecare dintre noi. Omul nu poate fi divinitate pură și el nu poate fi țărână pură. El trebuie să fie un aliaj corespunzător, țărână și divinitate, amestecate cu trudă și făcute să fie una, iar aceasta dă naștere unei vieți bine echilibrate. Suspendare și anatemă, Eclesiast 7:18. Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Nu fii religios în mod fanatic, nici gălăgios în mod irreverențios. Nu uita că cele două extreme trebuie păstrate în echilibru. Dacă religia ta nu te face mai bun, atunci este o religie putredă. Proba pentru adevărata religie este modul în care se raportează ea la aceste patru domenii: hrană, bani, sex și mamaglie. Aceste patru lucruri reprezintă proba unei vieți corecte și sănătoase cu Dumnezeu, iar religia care le ignoră sau care abuzează de ele nu este corectă. Repet, hrană, bani, sex și mamaglie. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și acea țărână poate exprima fie divinitatea, fie diabolicul. Să nu uităm că nu trebuie să fim niște amorțiți și insensibili, ci oameni sfinți, viguroși și extrem de sfinți, nu niște creaturi anemice lipsite de puterea de a fi rele. Modul de viață poruncit de Iisus Hristos nu asexuează bărbații și femeile, ci le dă puterea să fie sfinți. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, 1 Timotei 6:10. Banii sunt o încercare, un alt lucru care arată calitatea religiei cuiva. Iar modul în care un om tratează pământul demonstrează de asemenea dacă este sau nu un fiu al lui Dumnezeu. Omul trebuie să aibă o atitudine corectă față de toate aceste lucruri cu ajutorul relației sale personale cu Dumnezeu. Inteligență și animalitate, Eclesiast 7:19. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16:32. Un om inteligent într-o cetate, un om călăuzit de agerimea minții, valorează mai mult decât 10 oameni puternici care păzesc cetatea. Mobilizarea inventivității este cea care spune lucruri noi. Cel capabil să folosească invenții inteligente este mai valoros decât o duzină de oameni puternici, pentru că se știe folosi de puterea celorlalți. Marii noștri comandanți și conducători n-au fost întotdeauna niște oameni puternici din punct de vedere fizic. Nu este întotdeauna adevărat că o minte sănătoasă se află într-un corp sănătos. De multe ori cele mai subtile minți se găsesc în trupuri fragile, iar unele dintre cele mai sordide minți se află în trupuri sănătoase. Impecabilul și artificialul, Eclesiast 7:20. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Impecabil este cel care poate să nu păcătuiască. Ideea că Iisus Hristos nu a putut fi ispitit datorită faptului că a fost fără păcat a ajuns să fie întrețesută în credința religioasă. Dacă ar fi așa, relatarea ispitirii sale ar fi o simplă farsă. A putut fi Iisus Hristos ispitit? Fără îndoială că da, deoarece ispita și păcatul nu sunt același lucru. În toate lucrurile a fost ispitit, dar fără păcat.
Niciun om bun nu este impecabil, adică el nu ajunge niciodată acolo unde devine imposibil să mai păcătuiască. Este posibil ca un om să nu păcătuiască, dar niciodată nu devine imposibil să păcătuiască. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui pentru că este născut din Dumnezeu. 1 Ioan 3,9. Viața lui Dumnezeu este născută în noi și ea nu poate păcătui. Dar aceasta nu înseamnă că nu putem păcătui, ci că dacă ascultăm de viața lui Dumnezeu din noi, nu trebuie să păcătuim. Cei mai buni dintre oameni nu sunt decât cei mai buni dintre oameni. Nu te lăuda cu oamenii. Nu spune, sunt al lui Pavel, sunt al lui Apollo. Puneți încrederea în Dumnezeu, nu în oameni. Dacă nu suntem condamnabili, mântuirea n-are niciun rost pentru noi. Dacă nu putem merge la diavolul, nu putem merge nici la Dumnezeu. Măsura adâncimii până la care un om poate să cadă este înălțimea până la care se poate ridica. Virtutea este rezultatul conflictului, nu al necesității. Invidiosul și guralivul, Ecleziastul 7:21-22. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Aceasta este o lege inexorabilă. Sunt absolut sigur că XY m-a criticat. Ei bine, dar tu, ce ai spus despre el? Urmărește procesul. Este la fel de sigur pe cât este tronul lui Dumnezeu. Cu ce măsură vei măsura, cu aceea ți se va măsura, nu neapărat de către aceeași persoană. Dinte pentru dinte este legea inevitabilă din viața concretă. Nu vorbi prea mult, spune Solomon, dacă vorbești prea mult și ceilalți o vor face. Nu fi un om băgăreț când este vorba de treburile altora. Un flecar nu este întotdeauna persoana rea în care îl transformă ceilalți, aceia care ascultă, și nu vorbesc, sunt cei periculoși. Vina cade pe cel care bârfește, dar ceilalți sunt mai răi. O minciună nu este pur și simplu o inexactitate terminologică. Minciuna este un adevăr spus cu intenții rele. Pot repeta cu exactitate cuvintele altcuiva și totuși să spun o minciună din cauza că le dau un sens diferit. Fii atent, spune Solomon, nu vorbi prea mult, căci cele spuse de tine vor fi preluate de alții. În starea noastră mizeră, Ecleziastul 7:23-29. Vai mie, de ce nu m-au îngropat suficient de adânc? Se cade să-mi facă un asemenea mormânt mie care n-am dormit niciodată bine? Poate că nu sunt mort decât pe jumătate și atunci nu pot fi cu totul mut? Voi striga spre treptele de deasupra capului meu și cu siguranță cineva cu suflet bun va veni să mă îngroape, să mă îngroape mai adânc, puțin mai adânc. Tennyson. Biblia abordează cea mai mare tragedie pe care natura umană și diavolul au putut-o pune la cale. Se pare că în zilele noastre am uitat acest lucru. Ispășirea a fost transformată într-un fel de spălătorie morală în care omul se poate spăla și poate pleca să se murdărească din nou. Dar când anumiți oameni, cum sunt Solomon, Shakespeare sau Ibsen, ridică vălul de la temelia lucrurilor, despre care cei mai mulți dintre noi nu știm nimic pentru că suntem prea grei de cap sau prea îndepărtați de ea, descoperim că răscumpărarea se ocupă de o tragedie înspăimântătoare. Când a izbucnit războiul, nota dominantă în religie nu a fost dată de oamenii care cunoșteau temelia lucrurilor, ci de cei care nu erau familiarizați cu abominabila tragedie aflată la temelia vieții umane, cum ni se înfățișează ea acum. Prin urmare, atunci domina ceva eteric, abia perceptibil și cu totul neasemănător Bibliei, exprimat în adunări de rugăciune lipsite de vigoare, în imnuri și poezii, de către niște oameni anemici de ambele sexe.
Viața noastră religioasă era construită de niște indivizi care nu se ocupau de tragedia vieții. Când viața noastră civilizată explodează, atunci ne dăm seama de ceea ce ne spune Solomon, că temelia vieții este tragică. Nici o educație, cultură, sociologie sau niciun guvern nu poate atinge rădăcina insondabilă a vieții umane la cel mai de jos nivel al ei. Noi trăim la etajul 22 și tragediile de care ne izbim sunt doar tragedii personale. Numai unul la un milion ajunge să priceapă haosul care se află la baza tuturor lucrurilor. Acest mod de gândire este absolut important, nu relativ important. Programul și năpasta din inimă, Eclesiastul 7:23-24. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine, cu mult mai departe decât era mai înainte, și ce adâncă, cine o va putea găsi? Solomon s-a dedicat în mod deliberat căutării lucrurilor și trăirii după cea mai înaltă înțelepciune posibilă, dar a ajuns să spună, a rămas departe de mine. El a descoperit ceea ce înțelege orice tânăr care a avut parte de o educație bună și de o trăire religioasă naturală suficientă în experiențele sale de viață, atunci când vede că idealurile lui sunt irealizabile. Un tânăr vede mult mai clar, visează cu mai multă puritate și are gânduri mult mai înalte în adolescență decât oricând după aceea. Atunci el trece prin luptele cele mai grele. Nu-mi pot trăi viața la nivelul idealurilor mele, nu-mi voi coborî nivelul idealurilor chiar dacă nu pot nădăjdui să le realizez vreodată. Ele nu pot fi realizate prin rugăciune sau educație, ci numai pe calea arătată de Iisus Hristos, care spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Eu voi face ca idealul și realitatea să fie una. Singurul mod în care idealurile pot fi atinse este printr-o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Solomon a fost cel mai înțelept și mai bogat dintre regi, totuși el spune că năpasta din inima lui l-a doborât. Vezi 1 Împărați 8:38. Aceasta este prima lecție pe care fiecare dintre noi trebuie să o învețe. Să începem cu faptul că nu suntem pregătiți să acceptăm diagnosticul pus de Iisus Hristos inimii umane. Preferăm să ne încredem în propria noastră inocență, ignorantă. Iisus Hristos spune, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Marcu 7:21-22. Nimeni nu a crezut vreodată acest lucru. Nu avem nici cea mai vagă idee că ceea ce Iisus Hristos a spus despre inima omului este adevărat până nu dăm peste anumite lucruri în viața noastră. Avem tendința să ne indignăm și să spunem, nu cred că lucrurile acestea sunt în inima mea, și respingem diagnosticul singurului stăpân al inimii umane. Nu va trebui să cunoaștem niciodată mizeria din propriile noastre inimi și posibilitățile înspăimântătoare ale vieții omenești dacă ne vom preda lui Iisus Hristos. Dar dacă ne bazăm pe corectitudinea și înțelepciunea noastră, în orice clipă în viața noastră personală poate avea loc o erupție în urma căreia să descoperim spre nespusa noastră oroare că putem fi criminali. Acesta este unul dintre cele mai înspăimântătoare, umilitoare și devastatoare adevăruri din întreaga experiență umană. Convingerile noastre sunt puternice datorită inocenței și mulți oameni care se află în haos și păcat, care îndură consecințele schimbării porților paradisului din cauza unui trecut ireparabil, trebuie să vină la Iisus Hristos cu o viață extenuată de păcat. De ce trebuie să facă acest lucru? Știm ce poate face Iisus Hristos pentru omul care se află într-o astfel de situație, dar de ce nu putem vedea ceea ce El poate să facă pentru cel care
nu este extenuat de păcat. Dumnezeu salvează pe cel care este căzut și adâncit în păcat, dar nu există niciun motiv ca omul să ajungă acolo. Oricine o poate păți, nimeni nu este imun. Poate zicem, nu știu cum a putut face așa ceva, dar știm. Aceste fapte sunt făcute de ființe umane ca mine și ca tine, care nu au lașitatea și rafinamentul nostru. Nu este nicio virtute în a nu fi rău din acest punct de vedere. Din pricina faptului că răutatea inimii umane a fost camuflată, astăzi auzim vorbindu-se despre o castitate imposibilă. Castitatea este indezirabilă dacă vreau să fiu un animal, dar nicio sfințenie sau corectitudinea caracterului nu este imposibilă. Este indezirabilă numai dacă prefer cealaltă cale. Educația nu poate vindeca boala inimii. Toate jurămintele noastre n-o pot atinge. Singura ființă care poate să o rezolve este Dumnezeu, printr-o relație personală cu El, prin primirea Duhului Sfânt, în urma acceptării diagnosticului pus de Iisus Hristos. Cercetări în urmărirea fericirii, Eclesiast 7:25. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gândul să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Solomon a căutat să identifice unde se află adevărata bucurie esențială a vieții. Se găsea ea în a fi un animal, un intelectualist, un guvernator, în a fi educat sau lipsit de educație? El ajunge la concluzia că bucuria esențială, adevărată a vieții, nu poate fi găsită decât în relația pe care omul o are cu Dumnezeu. Raționalismul nu poate sta niciodată la baza lucrurilor. Rațiunea este călăuza mea printre lucruri, așa cum sunt ele, dar ea nu poate explica de ce sunt lucrurile așa cum sunt. Noi nu gândim deloc pe baza creștinismului. Suntem învățați să gândim ca păgânii timp de 6 zile pe săptămână și să inversăm ordinea pentru o singură zi. În consecință, în momentele critice, gândim ca niște păgâni, iar religia noastră este lăsată fără cuvinte. Gândirea noastră nu este întemeiată pe înțelepciunea evreiască sau pe încrederea în Dumnezeu, ci pe înțelepciunea grecească, îndepărtată de viața practică, și pe acest temei ne autoconvingem că dacă un om știe că un lucru este greșit, nu-l va face, ceea ce nu este adevărat. Necazul cu mine, făcând abstracție de harul lui Dumnezeu, constă în faptul că știu ce este drept, dar sunt împiedicat să fac ceea ce știu. Ceea ce aș vrea să știu este dacă poate cineva să-mi vorbească despre o putere care să-mi schimbe voința. Educația nu o va schimba niciodată, nici cele mai înalte idealuri, nici jurămintele. Aici s-a făcut marea greșeală fundamentală în abordarea problemei umane. Numai când omul se va naște de sus, din Duhul lui Dumnezeu, își va vedea voința modificată. Dumnezeu nu ne ia capacitatea de a greși. Dacă ar face-o, n-a mai fi bun de nimic. Niciodată nu este imposibil să greșești. Putem să ne ocupăm de starea noastră mizeră numai pe baza răscumpărării, nu prin gândire, nici prin educație, ci numai prin răscumpărarea care este lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Persecuție și pericol, Eclesiast 7:26. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Relația dintre bărbat și femeie a fost cu totul distorsionată. Revelația biblică nu este că aceasta ar fi o chestiune de inegalitate între cei doi, ci că cei doi vor fi una. În ziua când l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți, Geneza 5:1-2.
În Adam și Eva avem de-a face cu creațiile principale ale lui Dumnezeu. Eva reprezintă aspectul sufletesc, aspectul psihic al creaturii umane. Întreaga ei simpatie și afinitate se manifestă față de celelalte creaturi ale lui Dumnezeu din jur. Adam reprezintă aspectul spiritual, aspectul regal și divin. Adam și Eva împreună sunt chipul lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru, parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut. Revelația cuprinsă aici este că femeia nu e inferioară bărbatului, ci ea se află într-o cu totul altă relație cu toate lucrurile și amândoi sunt necesari pentru a forma creația completă și împlinită a lui Dumnezeu, desemnată prin termenul general de umanitate. Eva, având această afinitate și simpatie pentru celelalte creaturi din jur, a dat în mod firesc ascultare cu mai puțin spirit critic sugestiilor care au venit din partea subtilei creaturi care i-a vorbit. Biblia spune că Eva a fost înșelată, dar nu spune că și Adam a fost înșelat. Așadar, Adam este mult mai vinovat decât Eva, deoarece a păcătuit în mod deliberat. În inima Evei n-a existat nici cea mai slabă intenție conștientă de a nu asculta. Ea a fost înșelată de înțelepciunea subtilă a lui Satan, care s-a slujit de șarpe. Adam însă nu a fost înșelat sub nicio formă. Când Eva a venit la el, el a știut că este vorba de neascultare și a păcătuit având o înțelegere clară a ceea ce făcea. Astfel că Biblia asociază păcatul cu Adam, Romani 5:12, și încălcarea poruncii cu Eva, 1 Timotei 2:14. La această problemă este important de remarcat faptul că Biblia ne arată că răscumpărătorul nostru a intrat în lume prin femeie. Bărbatul, ființa de gen masculin, a luat conducerea în propriile sale mâini și prin aceasta a introdus păcatul în rasa umană. Iar când Dumnezeu a vorbit, a spus că răscumpărătorul va veni prin femeie. Vezi Geneza 3:15-16. Mama lui Iisus Hristos a fost o fecioară. Răscumpărarea vine prin femeie, nu prin bărbat. Orice tânăr care este atras de tipul de femeie descris de Solomon își va da seama că lanțurile vor rămâne până în ziua morții lui, în afară de cazul când Dumnezeu le va îndepărta prin răscumpărare. Legăturile din jurul sufletului său nu se vor rupe altfel. Este imposibil. Teroarea și nedreptatea despre care vorbește Solomon sunt mereu reeditate în zilele noastre. Pedeapsa morală inevitabilă se face simțită, iar sfatul lui Solomon este corect. Singurul mod în care omul poate scăpa este plăcând lui Dumnezeu. Odată ce astfel de relații au debutat în viața unui om, singurul lucru pe care îl poate face este să meargă la Dumnezeu, să alerge la El ca un iepure. Un om poate renunța la practici, dar nu poate scăpa niciodată de pedeapsa morală. Ea îl va obseda în personalitatea lui inconștientă. Nu există nicio putere în jurăminte, educație sau uitare care să-l poată elibera, dar cel plăcut lui Dumnezeu scapă, adică oricine îi se încredințează lui Iisus Hristos pentru a fi eliberat. Solomon nu ponegrește femeia, ci arată că efectul păcatului în rasa umană a transformat partea feminină a omului, care ar trebui să fie direct conexată cu Dumnezeu, în ceva demonic, dacă nu există o astfel de conexare. Ceea ce te poate apropia de Dumnezeu este mama ta, nevasta ta sau iubita ta. Dacă viața unei femei este raportată în mod esențial la Dumnezeu, ea dobândește un caracter sacramental pentru Dumnezeu. Dacă nu, viața ei devine un sacrament al diavolului. Biblia arată că ceea ce este în esență feminin este destinat să fie ca un fel de slujnic al lui Dumnezeu, să-l slujească pe el. Orice bărbat sau femeie care se îndrăgostește intră direct în prezența lui Dumnezeu, el sau ea dobândește automat o simțire religioasă. Odată ce dragostea, preferința mea suverană pentru o altă persoană, este trezită,
Ea merge direct la Dumnezeu, ca un porumbel, către casă. Nu este vorba despre ipocrizie atunci când un tânăr începe să se roage, el nu are altă șansă. Dragostea este steaua polară a vieții lui. Aceasta este deosebirea dintre dragoste și poftă. Dragostea poate aștepta și adora la nesfârșit. Pofta spune, trebuie să o am imediat. Ceea ce poate fi demonic de greșit, poate fi și minunat de corect. Perfidia relației pe viață dintre bărbat și femeie. Eclesiast 7:27-28. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din omie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Solomon nu vorbește ca un om total dezamăgit. El ne oferă concepția evreiască asupra lucrurilor și anume că perechea femeii este omului Dumnezeu și dacă ea nu-l poate găsi, atunci este fie nefericită, fie ajunge o femeie demonică. Am căutat înțelepciunea fundamentală la bărbat și nu am găsit-o. Am căutat-o la femeie și nu am găsit-o nici acolo. În viața umană, așa cum este ea, există ceva perfid în ce privește relația pe viață dintre un bărbat și o femeie. Sfatul lui Pavel în privința căsătoriei a fost denaturat. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru că am luat cuvântul supuse în sensul ascultării pe care un sclav o datorează stăpânului său. Nu este vorba despre ascultarea unui inferior față de un superior, ci de ascultarea în egalitatea dragostei. În Noul Testament, cuvântul ascultare este folosit pentru a exprima relația dintre egali. Măcar că era fiu, totuși a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Dacă Hristos este capul bărbatului, acesta va fi cu ușurință capul femeii, nu prin efort, ci datorită naturii a ceea ce este în esență feminin. Dar dacă Iisus Hristos nu este capul bărbatului, atunci acesta nu este capul femeii. Domnul nostru se ocupă întotdeauna de cele mai sacre relații umane și spune: mai întâi trebuie să te afli într-o relație corectă cu mine și apoi acele relații vor decurge cum trebuie, iar dacă ele te împiedică să ai o relație corectă cu mine, trebuie să le urăști. Vezi Luca 14:26. Perfecțiunea și pervertirea umanității, Eclesiast 7:29. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Biblia spune că Dumnezeu l-a făcut pe bărbat, capul federal al rasei, după chipul său. O singură altă ființă este după chipul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ultimul Adam. Luând din fructul pomului cunoașterii binelui și răului, Adam a cunoscut răul la modul pozitiv și binele la modul negativ. Cel de-al doilea Adam nu a luat niciodată din fructul acelui pom. El cunoștea răul la modul negativ, prin cunoașterea pozitivă a binelui. Iar atunci când cineva este renăscut din Duhul lui Dumnezeu, își dă seama că aceasta este ordinea intenționată de Dumnezeu. Până la nașterea din nou, cunoaștem binele numai prin contrast cu răul. Tendința inimii omenești este de a descoperi mai întâi lucrurile rele. Câți dintre noi suntem interesați de modul corect de viață, de puritate și noblețe? Și câți dintre noi sunt curioși să afle tainele zonei crepusculare? Fructul pomului cunoașterii binelui și răului i-a dat naturii umane tendința spre o curiozitate insațiabilă pe linia stării noastre mizere. Numai după ajustarea făcută de Iisus Hristos, tendința înclină în cealaltă direcție, a setei extraordinare de Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Câteva perspective, Eclesiastul 8. Viața nu-i minereu steril, ci fier descătușat din negru miez,
încins la roșu cu arzătoare temeri, în băi de lacrimi sfârâind descufundat, bătut pe nicovala sorții, astfel o formă luând și devenind util. Tennyson. În serviciul diplomatic, Ecleziast 8:1-4. Este ușor să-l disprețuiesc pe cel aflat deasupra mea, pentru că nu știu nimic despre el. Solomon însă ne sfătuiește să avem vederi largi, să privim lucrurile dincolo de ideile noastre mărginite. Este semn de înaltă educație să încerci să te pui în situația altora înainte de a-i judeca. Sfatul lui Solomon din aceste versete se referă la cei care, în actuala ordine a lucrurilor, se întâmplă să fie în serviciul diplomatic. Înțelepciunea curtenilor. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Versetul 1. În zilele Vechiului Testament, dacă un om se înfățișa înaintea unui monarh oriental cu o înfățișare posomorâtă, era pasibil de pedeapsă. Vezi Neemia 2:2. Tactul unui curtean nu-l transforma într-un ipocrit, ci îi punea mintea într-o stare în urma căreia chipul său exprima putere și curaj neabătut. Dacă urmărești fețele oamenilor care frecventează cercurile diplomatice, constați exact ceea ce spune Solomon, o expresie de neinterpretat. Înțelepciunea unui curtean constă în a-și păstra o mină curajoasă. Societatea se bazează pe actorie. Trebuie să fie așa. Nu poți spune cu adevărat ceea ce gândești. Dacă ai face-o, ar face-o și alții și dacă toată lumea ar fi absolut francă, atunci n-ar mai fi loc pentru noi. Punctul de vedere al Bibliei privitor la guvernare este acela că Dumnezeu îl determină pe om să-l guverneze pe om în contul său, fie că-i place, fie că nu. Hotărârea guvernului, fie el bun sau rău, nu este a oamenilor, ci se află în întregime în mâinile lui Dumnezeu. Regele sau guvernul va trebui să dea socoteală înaintea lui. Vezi 1 Petru 2:13-14. Atitudinea conservatoare, e regele meu, bun sau rău, reprezintă o degenerare a celei mari idei centrale legate de guvernarea omului de către om. Dumnezeu a creat o anumită națiune dintr-un singur om ca aceasta să fie poporul său. Oamenii acelei națiuni nu trebuiau să fie ca celelalte națiuni de pe pământ, ci trebuiau să fie robii lui Jehova până ce toate națiunile ajungeau să-l cunoască pe Dumnezeu. Vezi Deuteronom 17:14-15. Israel și Iuda au spus, nu, ci să fie un împărat peste noi. 1 Samuel 8:19. Cei mai buni regi pe care Israel și Iuda i-au avut vreodată au fost David și Solomon și totuși în vremea lor au fost cele mai vitrege condiții, dar și cele mai prospere. Dacă un rege este un despot de tip oriental sau un kaiser, explicarea regalității după Biblie este că aceasta e rezultatul greșelii care a intrat în lume prin cel dintâi om care a hotărât să se conducă singur. Iadul este o suferință externă, eternă și permanentă pentru orice intră acolo. Orice intră în iad nu mai poate fi restabilit. Noi spunem că militarismul se duce în iad chiar acum, dar el va răsări iarăși într-o formă sau alta. Ceva se duce în iad, dar este greu de spus ce. Respectarea hotărârilor. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 2. Tot ceea ce este hotărât înaintea împăratului este legat ca printr-un jurământ făcut înaintea lui Dumnezeu și credincioșia unui curtean este să rămână la cele hotărâte. Dacă un om trăiește în astfel de condiții, el nu trebuie să fie un trădător. El nu își poate asuma libertatea de acțiune a unui om individual, liber. Existența păcii și a ordinii depinde în întregime de păstrarea acestui fapt. Caracter și comportament. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea. Versetul 3.
Comportamentul este modul în care omul se conduce pe sine. Solomon spune, nu te grăbi nici să intri, nici să ieși. Atitudinea ta trebuie să fie deliberată și grijulie. Acest lucru este necesar și în cercurile înalte ale vieții sociale. Este ușor pentru cel care are atitudini clare să-i judece pe cei cu atitudini ambigue. De exemplu, este ușor să condamni guvernarea britanică din India sau din Egipt, dar este cu totul altceva să-ți dai seama de vasta serie de complicații pe care conducătorii acestor țări trebuie să le rezolve. Și în politică este dificil de urmat un anumit curs. Există o țesătură de forțe care trebuie strunite și despre care cei mai mulți dintre noi nu știm nimic. Nu avem nici un contact cu acest gen de probleme și este ușor să ignorăm situația oamenilor care trebuie să trăiască acolo și să-i condamnăm. Porunci despotice. Pentru că vorba împăratului are putere, cine poate zice ce faci? Versetul 4. Dacă un om este curtean sub un rege despot, nu are nicio posibilitate de replică. El trebuie să asculte până la capăt și n-are dreptul la opinie separată. Cel care știe când să vorbească și când să tacă este un om înțelept. În învălmășeala democratică, Eclesiast 8:6-10. Toate acestea n-au nimic de a face cu noi, nu fac parte din perspectiva noastră. Cum trăiește un rege este o chestiune care ne depășește, dar într-o zi s-ar putea să fim obligați să dăm o sentință. Cu mult înainte ca învălmășeala democratică să-i judece pe regii despotici și înainte ca să putem da o sentință, trebuie să avem o perspectivă. Este ușor să condamnăm o serie de lucruri despre care nu știm nimic, în timp ce scuzăm o serie de lucruri în care suntem implicați noi înșine. Starea de lucruri care a dus la învălmășeala democratică, în ghilimele, este mai bună decât perfecțiunea unei mașini. În propria noastră țară, în mod corect sau nu, am comis regicid. Franța a făcut același lucru. Lumea n-a trebuit să plătească niciodată pentru Anglia sau pentru Franța prețul pe care l-a plătit pentru Germania. În mod similar, dacă eu nu-mi corectez niciodată copilul, fac o treabă proastă pentru mulți alți oameni. Noi am pierdut din vedere aceste lucruri, dar ele sunt elemente cu care trebuie să intrăm în contact. Putere și încăpățânare. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om, dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Versetele 6-7. Există în om o forță a încăpățânării și când aceasta este lăsată liberă, ai de-a face cu măgarul sălbatic, în ghilimele. Indiferent care este alegerea omului, el se îndreaptă spre rău. Ori de câte ori un om este eliberat de sub o stăpânire evident rea, el dispune de o libertate de voință care îl poate arunca în mizerie. Așa s-a întâmplat, de exemplu, la eliberarea sclavilor. În loc să-și folosească libertatea, mulți s-au întors la stăpânii lor, în timp ce alții au abuzat de ea. Slăbiciunea bunăvoinței. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Versetul 8. Un om care aparține unui mediu democratic se poate decide să facă de bunăvoie ceea ce este bine, dar nimeni nu poate face aceasta singur. Conducerea democratică este alcătuită din oameni exact ca mine și ca tine, și dacă nu ținem împreună, fie prin dreptul unui rege, fie sub stăpânirea unei legi religioase sau civile, vom face lucrurile bucățele și cei mai bine intenționați dintre noi vor dobândi ceea ce este mai rău. Dreptul divin al regilor, în ghilimele, este o contrafacere a adevăratei guvernări a vieții umane de către om, dar în același timp trebuie luat în considerare. Trebuie să ținem seama de faptul că tendința profundă a omului nu este înspre Dumnezeu, ci dinspre el, și dacă este lăsat de capul său, omul dispune de o putere a voinței care va crește nivelul mizeriei generale.
Am văzut parodierea găunoasă a ordinii diplomatice a lucrurilor sub dreptul divin al regilor, iar astăzi, bine sau nu, ne aflăm cu toții într-o zarvă democratică mai mare ca oricând înainte. Dar nici autocrația, nici democrația nu vor rezolva problema. Prețul puterii de voință. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ceea ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit, versetul 9. Cel care deține puterea asupra altuia se poate răni pe sine prin exercitarea acelei puteri dacă el însuși nu este stăpânit de o putere mai mare. Dacă am avut o experiență religioasă puternică și dispun de putere asupra altora datorită acelei experiențe, există pericolul să uzurp locul lui Dumnezeu și să spun: trebuie să veniți după mine, trebuie să aveți și voi această experiență. Aceasta s-ar putea să vă păgubească, dar mă păgubește mai mult pe mine, deoarece Duhul meu este mult îndepărtat de Duhul lui Iisus Hristos. Acesta este spiritul unui îngânfat spiritual. Ori de câte ori îmi exercit puterea voinței fără ca în același timp să fiu eu însumi dominat, păgubesc ceva sau pe cineva. Perversitatea cultului voinței. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei care lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Versetul 10. Pavel avertizează împotriva lucrurilor care au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, împotriva ideii că tu îți ești ție îndeajuns pentru a te guverna. Am ajuns plictisiți de expresia lui Nietzsche, puterea de a voi. Dacă am destulă voință, atunci pot să o fac. Conducerea despotică este plină de defecte, mizerie și suferință, la fel și cea democratică. Oamenii pot inventa tot felul de legi, dar tot vor cădea în despotism. Fiecare om are puterea să se ducă în iad, pentru că natura voinței lui este îndreptată către realizarea de sine. Poate nu avem nicio legătură cu aceste lucruri, dar în pronunțarea unei sentințe, și niciodată nu știm când poate veni un astfel de timp, vom fi niște judecători criminal de nedrepți dacă nu avem o perspectivă adevărată. După război, nu se va pune problema judecării autocratului, ci a democratului, și niciunul nu este mai bun decât celălalt, în afară de cazul când este condus de o putere mai mare decât el însuși. În schema dispensațională, Ecleziast 8:11-17. Răbdarea lui Dumnezeu și răul. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Versetul 11. Noi spunem: de ce îngăduie Dumnezeu să se petreacă astfel de lucruri? De ce îngăduie El ca un despot să conducă? În această perioadă, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este cea care se manifestă, iar El ne oferă posibilități ample să probăm tot felul de căi, atât în viața particulară cât și în cea națională. Dacă ar fi ca Dumnezeu să pună capăt acestei epoci acum, rasa umană ar avea drepturi să spună: ar fi trebuit să aștepți, există ceva ce nu ne-ai lăsat să încercăm niciodată. Dumnezeu ne lasă să verificăm până în pânzele albe că lucrurile nu pot fi realizate niciun alt mod decât în modul lui Iisus Hristos, sau rasa umană nu va fi satisfăcută. Răbdarea lui Dumnezeu și binele. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruie multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei care se tem de Dumnezeu și au frică de el, dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Versetele 12-13. Dumnezeu îngăduie ca binele să se dezvolte în mijlocul răului și Solomon se bizuie pe faptul că omul, care este înrădăcinat și întemeiat pe încrederea în Dumnezeu, va ajunge până la urmă bine. Astăzi predicăm eficacitatea. Dacă le spui oamenilor cu tare lucru, ei vor profita de pe urma lui.
Dacă cel atotputernic își lasă cuțitele la vedere, nu este treaba noastră să le punem teci. Adevărurile aspre ale lui Dumnezeu par să le dea libertate oamenilor. Așa să fie oare? Formalismul ne face să spunem anumite lucruri ca să-i terorizăm pe oameni să nu mai facă răul. Dar cu cât sunt ei mai buni dacă nu-l fac? Răsplata facerii de bine nu stă în faptul că obțin un bilet de asigurări pentru cer, ci că fac binele pentru că este bine. Cinstea încetează să mai fie cea mai bună politică dacă sunt onest cu un anumit scop. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Dacă cineva dorește succesul și clipe de beatitudine în actuala condiție a lucrurilor, așa cum sunt ele, atunci să se țină la distanță de Iisus Hristos, să-i ignore pretențiile și eroismul sfințeniei sale. Nu există nicio valoare comercială în ele. În cele din urmă, cel care i-a rămas credincios lui Dumnezeu fără a ține cont de consecințe, va fi în câștig. Dacă s-a realizat sau nu pe sine în această viață, este o altă problemă. Predestinarea lui Dumnezeu și prezentul. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care le dă Dumnezeu, sub soare. Versetele 14-15. Programul lui Dumnezeu pentru om este prezentul, nu ceea ce urmează el să facă în prezent, ci ceea ce este în prezent. Solomon spune că atitudinea ta față de viață, așa cum este ea cu adevărat în prezent, trebuie să aibă în vedere faptul că ești un bărbat sau o femeie și că trebuie să trăiești pe acest pământ ca o ființă umană și nu să încerci să fii un înger. Relația ta cu Dumnezeu este cea care te pregătește să trăiești pe pământ în mod corect, nu neapărat cu succes. Uneori vei dobândi ceea ce este mai rău pentru binele făcut. Încercarea lui Dumnezeu și îngrijorarea. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, versetul 16. Astăzi inimile oamenilor sunt copleșite de teamă. Relațiile noastre implică mult mai mult decât prezentul. Ele implică pe cei de față, dar și copiii care vor veni după ei. Cum vor putea ei să aibă credință în Dumnezeu când văd spulberată siguranța viitorului? Solomon arată că cel mai înțelept lucru de făcut este să ne punem credința în Dumnezeu și să nu căutăm să cuprindem totul, astfel încât să trebuiască să urmărim tot ce se întâmplă și să nu mai avem loc pentru credința în El și nici timp pentru a acorda atenție modului în care trăim în prezent. Providența lui Dumnezeu și credința. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze tot, nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească, versetul 17. Rezumatul întregii probleme, spune Solomon, este că nu te poți localiza. Ești plasat în niște împrejurări asupra cărora nu ai niciun control. Nu-ți poți alege moștenirea ereditară sau dotarea, aceste lucruri se află dincolo de controlul tău și totuși ele sunt cele care te determină. Poți cormoni la temelia universului, dar nu poți explica lucrurile. Ele sunt iraționale, nu există nimic rațional cu privire la ele. Nu putem pătrunde la baza lucrurilor, nu putem trece dincolo de înaintea nașterii sau de după moarte. Iată de ce acela care se încrede în înțelepciunea lui Dumnezeu și nu în propria lui înțelepciune, este un om înțelept. Cel care caută să întruchipeze o providență de ocazie, se încrede în înțelepciunea lui
și dacă n-a fost trântit la pământ de problemele majore ale vieții, poate spune tot felul de lucruri ieftine și meschine. Dar, odată ce a fost lovit de adevărata tragedie a vieții, își dă seama că nu este în puterea inteligenței omenești să-l călăuzească și ajunge fie un om al credinței, fie un fatalist. Credința este încrederea în Dumnezeu, ale cărui căi nu pot fi trasate, dar al cărui caracter îl cunoști. Iar omul credinței se sprijină pe faptul că el este un Dumnezeu al onoarei. Fatalism înseamnă rolul meu s-a încheiat. Trebuie să mă aplec în fața puterii, fie că îmi place, fie că nu. Nu cunosc caracterul acestei puteri, dar este mai mare decât mine și trebuie să mă supun ei. În această perioadă, noi cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, deși nu știm de ce voia sa providențială este așa cum este. Solomon arată că singurul lucru de făcut în situația de față a lucrurilor este să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu, iar el, nu numai că ne va da ajutor, dar va și lămuri totul până la urmă. Aceasta este credința unui creștin și este oarecum nevoie să te ții de ea.